Se poate spune că în sfârșit s-a terminat calvarul pentru tine? Da, bună ziua. Da, se poate spune așa. Am deja 2 luni de când fac cu echipa. Am început să fac înainte de vacanță cu ei. Adică făceam fotbal, făceam tot antrenamentul inclusiv. Se poate spune, din fericire pentru mine. Spune-ne prin ce momente ai trecut, pentru că a fost acea primă operație. Descrie-ne fiecare operație, pentru că ai deja 3, nu? Da, 2 operații și o artroscopie. Da, când mi-a venit rezultatul de la RMN, se vede că eram aici la bază și m-a chemat doctorul la el în cabinet. Mi-a zis rezultatul, mi-a spus că e ceva foarte grav. Mi-a zis că e posibil să nu mai fac fotbal niciodată, să mă las de sport. Nu știu, pur și simplu am simțit că cade tot cerul așa pe mine, adică nu pot să descriu în cuvinte. Am început să plâng, am plâns vreo 10 minute. Da, a fost o veste îngrozitoare pentru mine. Și te-ai dus în Italia, nu? După am așteptat să se facă programarea pentru operație, pentru că fiind o clinică foarte mare și foarte bună, dar nu a fost foarte bună pentru mine, am avut nevoie de mai mult timp. Așa, după aia m-am dus, m-am operat, am început perioada de recuperare, aveam dureri foarte mari și după ce trecuse câteva luni, și țin minte când am avut un test de forță aici la sală, pur și simplu făceam așa la picior, dădeam testul ăla de forță și mi s-a blocat piciorul și am simțit că nu pot să-l mai mișc. Așa, după aia am luat legătura din nou, eu și Ovidiu Curte, cu doctorul respectiv care m-a operat. M-am dus din nou în Italia, atunci mi-a făcut o artroscopie, din ce am înțeles și ce mi-a explicat el, pentru că vorbea în italiană, o bucată de cartilaj era mai lungă și practic îmi afecta rotula sau ceva de genul, îmi bloca rotula, nu mai țin minte, și a tăiat din acel cartilaj, adică practic din cartilajul meu, că atunci aveam cartilaj. El a încercat să-mi refacă cartilajul. La fel, am venit din nou la recuperare după artroscopie și la fel, după câteva luni de muncă intensivă, simțeam că nu evoluez deloc și la fel, aveam dureri foarte mari și nu creștea nici ca forță, nici ca volum piciorul. Așa, după am fost la doctorul Codorean, care de altfel am fost și prima dată când mi-a venit rezultatul de la RMN când m-am accidentat. Și mi-a zis că dacă o să încerce să refacă cineva cartilajul meu, nu o să reușească. Na, eu nu l-am crezut, pentru că atunci mi-a zis că stau 1 an și 2 luni și mi s-a părut enorm. Ți-am zis, nefiind accidentat niciodată sau având vreo operație sau orice fel de accidentare ruptură musculară, mi s-a părut foarte mult să stau 1 an și 2 luni, mi-a zis atunci. Și na, m-am întors la bază, am vorbit și eu cu colegii. Și mi-au zis că, bă, du-te în Italia, că acolo este doctor foarte bun. S-au mai operat și alți colegi și au fost foarte bine ei. Dar se pare că eu n-am fost. Așa, și după artroscopie m-am dus la Codorean la control și mi-a zis că trebuie să mă opereze el dacă vreau să mai joc fotbal. Un alt moment în care ți-a căzut cerul în cap. Un alt moment care nu știam pur și simplu ce să mai fac, ce se întâmplă, chiar nu eram total pierdut. Ți-am spus, o perioadă foarte, foarte grea, nu doresc nimănui să stea atâta și să aibă accidentarea pe care am avut-o și durerile pe care le-am avut eu. Ce înseamnă durere? Explică-ne. Fă o comparație cu ceva, tot din fotbal. Nu știu, e ceva ca și cum ai simți că un ciocan din ăla care, nu știu, spargi ceva, îți dă mereu așa în picior. Te toacă, nu, e foarte, foarte, foarte urât. Nu. Ți-am zis, n-am cum să-ți descriu exact în cuvinte, că e probabil mai mult de atât, chiar nu pot să te explic. Și doctorul Codurean, ți-am zis, m-a operat, mi-a pus cartilaj artificial și acum iată-mă că sunt mai bine.
A fost ultima șansă? Cum ai văzut tot ceea ce ți-a zis domnul Codorea? Da, practic, dacă nu ieșea cu ceea ce mi-a făcut dumnealui, nu mai era nicio soluție. Adică nu mai exista altă operație. Și momentele de după operație în care vrei să vezi, să primești o confirmare că totul e în regulă, că totuși ai trecut prin niște experiențe care n-au fost ok pentru tine. Cum au fost zilele până când ți s-a spus? A reușit? Da, practic le număram, să zic așa. Ți-am zis, iar a fost foarte greu pentru că făceam câte două antrenamente pe zi și simțeam că trece timp foarte, foarte greu. Și la fel, ca și forță și ca volum, am crescut la fel foarte greu. Încă nici acum nu sunt la forță și volum ca piciorul stâng. Câte zeci de ore de recuperare ai făcut? Zeci de ore? Sute mii? Nu, foarte mult. Ți-am zis, foarte mult. Am muncit foarte, foarte mult. Făceam recuperare și aici, mergeam și separat la sală seara. Și acum fac la fel. De unde ți-ai găsit forța de a continua, de a lupta? Pentru că cu siguranță foarte mulți ar fi renunțat poate după prima intervenție. Da, nu știu câți ar fi rezistat, dar eu genul ăsta de persoană sunt. Tot timpul am luptat pentru visul meu, tot timpul am fost un luptător, un învingător, să zic așa. Și înainte să mă operez ultima dată, am aflat că soția a rămas gravidă și asta a fost un motiv foarte mare în plus pentru care am muncit în continuare și am zis că trebuie să-mi duc visul la capăt. Aminteai despre acel doctor cunoscut din Italia la care au fost foarte mulți Mariani. Jucători? Da. Ce ți-a spus după intervențiile respective? Nu știu, mi se părea că vorbești așa foarte, foarte relaxat. Mi s-a părut ciudat în același timp. Că da, te operăm, în șase luni revii, mi se părea că vorbești așa foarte relaxat, fără niciun fel de... Asta îmi zicea, că o să revin foarte repede, că nu o să am probleme. După aia, a doua oară, la fel, când mi-a făcut artroscopii, dacă revii în 3-4 luni, ești pe teren, joci, meciuri oficiale, la fel. Asta mi-a spus. Și ție ți se părea foarte departe acel moment, nu? Clar, pentru că timpul când faci recuperare și băieții tăi joacă meciuri oficiale, mai ales că eu n-am lipsit de la niciun meci. M-am dus și la meciuri în deplasare și la meciul cu Faro am fost în deplasare. De la meciul de acasă n-am lipsit la niciun meci. E foarte greu să știi că nu poți să-ți ajuți echipa și vezi acolo că toți joacă și tu ești departe de teren și de suporteri și de tot. Te-ai gândit să renunți la fotbal în vreun moment? Că... Nu. Nu, au fost foarte mulți și vedeam în presă mereu articole, Panțărul, gata, nu mai joacă fotbal, nu. Capul meu, lasă, vedeți voi că o să joc eu fotbal, nu e așa cum ziceți voi. Nu, pentru că nu sunt un caracter slab și niciodată n-am fost. Am trecut prin foarte multe momente grele și pe lângă, în afara operațiilor, în carieră la fel. Și la Iași, când au fost ceva probleme, nu jucam, nu alea, dar niciodată n-am renunțat la visul meu. Dacă nu ești puternic, trebuie să fim bărbați, în primul rând, și trebuie să fim foarte puternici mental. Când ai revenit la antrenamente alături de colegii tăi, cum a fost acel moment? Te-ai simțit din nou om, m-am simțit fotbalist? M-am simțit nou născut. Da, o senzație foarte plăcută să revii după 2 ani, că 2 ani aveam de când am revenit prima dată la antrenament cu băieții, să fac un antrenament întreg cu ei. Foarte, foarte plăcut, ca un nou născut și băieții m-au aplaudat, m-au primit foarte bine. Da, abia aștept să joc meci oficial. De câte ori plânge un om în 2 ani într-o astfel de situație? De câte ori se descarcă? Am plâns doar când am aflat vestea. Dar așa stări din astea, cum să zic, nasoale, să zic, de tristețe, de supărare, am avut foarte multe și eram și nervos și numai soția știe prin câte și câte mi-au acceptat de-a lungul acestei tragedii, practic, am trecut prin ceva foarte rău. Și ce simți când te uiți acum la cicatricea de pe piciorul tău? Ce simt?
ce să mai se, nu mai simt nimic, nu, chiar nu mai simt nimic. Important e să fiu bine acum pe teren. Nu mai pot să dau timpul înapoi, deci nu am ce să mai fac. Cred că dintre toți băieții tu aștepți cel mai mult cantonamentul din Olanda, nu? Da, cantonamentul. Eu așteptam cel mai mult să revin pe teren, aștept cantonamentul, aștept meciurile oficiale, pentru că mi-e foarte dor să revin pe teren, să revin alături de suporterii noștri care sunt nedescris. Să aducem o echipă din România, să aducă 45.000 de suporteri la un meci cu o echipă practic pe care nu o cunoaște mai nimeni, e foarte, foarte greu, e imposibil să zic așa. Cum crezi că vei reacționa la primul meci amical din cantonament, când vei juca? Da, în primul rând, acum nu sunt pregătit fizic, să zic așa, mai am de recuperat fizic. Trebuie să, oricum, în cantonament o să facem cu Tommy, o să aibă grijă și noi cu alergări și cu astea. Dar eu zic că o să fie bine, adică chiar sunt nerăbdător să văd cum o să fiu. Tragerea la sorți cu noroc pentru voi? Da, se poate spune și așa, dar niciun meci din punctul meu de vedere nu e ușor. Pentru că dacă tratezi meciurile ușor și ei peste picior, să zic așa, adversarii, s-ar putea să îți iei palmă peste față și nu-i plăcut. S-a mai întâmplat. S-a mai întâmplat, asta vreau să zic și eu. Și ați învățat ceva din experiențele anterioare? Da, din păcate eu n-am jucat. Dar băieții sper să fie învățați, pentru că nu-i plăcut nici pentru ei, nici pentru suporterii care ne iubesc. Iată că și în Bulgaria e aceeași situație, cum este și la noi, cu cele două CSKA. Da, din punctul meu de vedere nu există altă steaua în afară de noi, pentru că steaua nu retrogradă niciodată. De când eram mic și mă uitam la televizor, știu pe Nea Gigi cum s-o ca pe Maybach când sărbătoarea campionatul sau luarea campionatului sau calificările în Champions League sau victoriile în Champions League. Deci nu, pentru mine nu există altă steauă și cred că n-ar trebui să existe pentru nimeni. Nu are nicio vină Nea Gigi, el a cumpărat steaua și după aia s-a trezit altcineva că stai că tu n-ai cumpărat steaua. Dar până atunci cine a băgat bani în echipă? Steaua. În echipa steaua. Talpan singur, nu? Da. Talpan a băgat, sigur, cu siguranță, știm toți. Ați început să studiați adversarul pe care îl veți întâlni? Să faci analiza adversarului înainte de fiecare meci. Nu, dar bănuiesc că ați citit, v-ați informat și voi cu cine veți juca, cum e echipa, ce jucători. Da, oricum facem, o analiză video înainte de fiecare meci, studiem adversarul pe post, fiecare jucător în parte. Ați studiat oarecum și traseul, ce echipe mai puteți întâlni? Hai să zicem că o să treceți de bulgari, sunteți... Personal, încă nu. Personal nu m-am uitat. Eu aștept ca în cantonamentul, aștept să joc și după le iau treptat. Și aștept și grupele Conference League, bănuiesc. Cu siguranță. Ar fi foarte plăcut, adică ar fi foarte bine pentru noi, pentru țară, pentru echipă, pentru toată lumea să ne calificăm. Am văzut că vi s-au fixat și trei obiective. Cupă, anul ăsta a devenit și cupa. Le-am văzut. Păi da, practic, dacă iei cupa, te califici direct în Conference League, nu? Da, deci și cupa e un obiectiv foarte important pentru noi. Toate trei, cum am zis. Tu cum ai trăit meciul de la Ovidiu? Da, ți-am zis, am fost la meci și eram lângă banca de rezervi. După 2-0, țin minte că am avut și o bară, am zis că la 2-0, dacă intrăm cu 2-0 la pauză, am zis că practic nu se mai poate întâmpla nimic. Și când am văzut că am luat gol, nu știu, am avut așa o senzație de dezamăgire. Practic, nici n-am avut un joc așa... Adică jocul nostru bun pe care îl facem nu decurs așa cum trebuie. Da, am fost foarte, foarte supărat și eu. Nu mai zic băieții, că ei au fost în teren și au simțit altceva. Dar asta e viața, nu putem da timpul înapoi, trebuie să privim doar în față, trebuie să muncim la antrenamente, să fim serioși, să băgăm materiale, cum se zice, la antrenament și la meciuri și să luăm campionatul odată, pentru că îl așteptăm toți și a trecut foarte mult timp și noi chiar nu e ok deloc să se întâmple asta pentru o echipă ca Steaua. Spuneai că ai trecut prin multe momente și că ești un luptător, că asta ai făcut toată viața ta. Spune-ne cum ai început fotbalul, cine te-a dus la fotbal? E o poveste foarte lungă. Scurtează, da, dar să o înțelegem. Practic, fotbal am început să joc pe câmp la țară, eu fiind de la țară, părinții stau la țară. Mergeam de mic la fotbal.
la... Na, toată lumea îl bătea pe tata la cap, du-l la fotbal, du-l la fotbal. Eu n-am jucat, aveam 7-10 ani sau de când m-am apucat eu să joc. Și jucam cu băieți mult mai mari decât mine. Și toată lumea zicea lui tata, du-l la fotbal, du-l la fotbal, că e foarte bun, are calități. Și într-o zi, țin minte că am venit de la școală. Tata a venit de la servici și a găsit un anunț în ziar cu înscrieri la fotbal. Și a sunat acolo, a mers la probe la liceul cu am sportiv din Iași. Am luat probele, m-am înscris la liceu și după jumătate de ani, țin minte că a venit antrenorul și a vorbit cu mine și mi-a zis că bă, ai grijă ce faci, că dacă nu te integrezi și nu ești serios, te dau afară. Și atunci, practic, a fost așa un declic, parcă m-am transformat atunci când am avut discuția aia cu mine. Da, așa, a fost la liceu cu un sportiv, prima dată mai serios. Așa, și după ce a urmat? După, deci la liceu cu un sportiv am avut o generație foarte, foarte bună. Am câștigat turnei, am jucat finala pe țară cu Academia Hagi, cu jucători precum Răzvan Marin, Vianis Hagi, Cicâldău, Nedelcu, Coman, toți care au ajuns acum fotbaliști. Atunci am luat bătaie 3-1 de la ei, în finala pe țara. Și din acea echipă tu ești singurul care ești și fotbalist. Da, din păcate. Chiar am avut o generație senzațională cu jucători la loturile naționale, cu rezultate foarte bune, cu jucători care au ieșit cei mai buni la anumite turnei. Dar, din păcate, mai era cineva care juca la Liga 3, dar s-o lăsa așa. Ai ajuns și la Academie? La da, am fost Hagi? La Hagi, m-am cumpărat Hagi, da. Am stat acolo un an sau un an jumate. Nu mai știu exact, un an, cred. Ți-a fost greu să te acomodezi? Cum a fost contactul cu tot ceea ce e acolo? Pentru că fiecare jucător are povestea lui petrecută la Academie. Da, la început a fost o perioadă bună pentru mine. Jucam, după aia... Nu știu ce exact s-a întâmplat. Hagi era la... Adică echipa mare, viitorul, juca atunci la, aici la București. Se antrena la voluntari, parcă și juca la Chiajna. Na, Academia fiind în Constanța, pe mine personal și pe un coleg de la echipă m-a luat personal domnul Hagi. A venit la antrenor personal și a spus că îi vreau pe Panțuru și pe Costăchioaia și l-a chemat pe colegul respectiv. Din anumite motive financiare, nu am mai jucat la echipa Hagi după un anumit timp, după vreo jumătate de an. Și unde adică se întâmplă și acolo anumite chestii. S-au întâmplat atunci, acum nu știu dacă. Am aflat după o anumită perioadă. Pentru că mi se părea foarte ciudat și atunci când eram practic mai mic, aveam 17 ani, ca la cum mă pregăteam eu și cât de serios eram și practic și când am plecat de la ei, m-au chemat, să-mi minte, chiar stăteam în pat și m-au chemat la birouri, că vin la birouri să vorbim cu tine, conducătorul de acolo, și mi-a spus că din păcate o să plece împrumut înapoi la liceul program sportiv, ne pare foarte rău de tine pentru că ai fost un băiat serios și nu ne-ai creat nicio problemă cât ai stat aici. Care era problema? Și am zis, ok, și atunci care e problema? Că nu te-ai acomodat, că tot felul de explicații care n-aveau nicio legătură cu realitatea. Te-ai întors la M-am întors la liceu, nu, m-am întors la liceu program sportiv. Am mai stat acolo un an. Îmi expirase și aici la Hagi, adică mi-au spus că nu mai am contract cu ei. Am terminat junioratul la liceu program sportiv. După aia am fost în probe la Vaslui, la Liga 3. Am stat vreo 3 săptămâni acolo, am făcut câteva antrenamente, dar am simțit că nu e un mediu în care pot să cresc eu ca și junior, fiind atunci la perioada aia, pentru că se întâmplau multe lucruri care nu aveau legătură cu mine și cu fotbalul, gen petreceri după antrenamente, băuturi, pizza și tot felul de chestii, și am zis că aici clar nu e mediu în care pot să cresc. Și după aia m-a sunat un coleg de-a fostului antrenor de la junior, care mi-a fost foarte aproape tot timpul cât am fost la junior și absolut timpul și acum mi-e foarte aproape. M-a ajutat și financiar foarte mult și datorită lui sunt aici unde sunt și datorită lui. Și m-am dus la Sighetul Marmației, la Maramureș. Unde se agață? 8 ore de casă, practic.
Și am stat acolo jumătate de an. Am jucat absolut toate meciurile, am fost jucătorul cu cele mai multe minute jucate, atunci era regula cu juniori în teren. Am jucat foarte bine, după jumătate de an trebuia să plătească clauza aia de formare pentru juniori. Au zis că nu o plătesc pentru că după jumătate de an se schimbase și antrenorul și conducerea. Au zis că nu o plătesc. Între timp, eu vorbisem, nu stăteam foarte bine financiar, adică stăteam foarte prost financiar cât am fost așa mai mic, nu provin dintr-o familie bogată sau așa. Am sunat un prieten, l-am rugat să mă împrumute cu 30 de milioane la perioada aia. Așa, și am zis că vreau să-mi plătesc clauza de formare, să mă ajute, că după aia îi dau eu banii treptat. Mi-au trimis banii, dar între timp a intervenit Miroslava pe fir și a zis că, bă, îți plătim noi clauza de formare, hai la noi. Ok, am zis că hai la Miroslava. Și acolo la Miroslava am avut o perioadă foarte bună. Am stat un an jumate, cred, și am plecat cu jumătate de an înainte ca ei să promoveze Liga 2. Deci, practic, am pus umărul la promovare. Țin minte că am dat atunci un gol decisiv cu Cixere, da, dacă nu mă înșel, de la jumătatea terenului, la vitură liberă. Da, și cât am stat la Miroslava, am avut meci și cu echipe de Liga 2, în Cupa României. Țin minte că după la Dacia Unirea Brăila, parcă am jucat împotriva lor, în Cupa României. La fel am făcut un meci foarte bun, conducătorul lor de la acea perioadă o și zis de mine că e de urmărit acel panțăru, că o să aibă un viitor strălucit și ce mai zis de mine. Și tu acolo credeai în acest viitor strălucit despre care vorbea toată lumea? Nu visam că o să ajung chiar aici, pentru că aici practic a fost și am mai zis și o să zic de câte ori o să am ocazia, sunt stelez de mic și familia și mulți prieteni visau să ajung aici și eu nu mai zic. Era practic, nu știu, nu speram neapărat, dar doar visam. Și visul a devenit realitate. Visul a devenit realitate. După, ți-am zis, după un an jumate m-au urmărit, toată perioada aia m-au urmărit domnul Neagoie și cu domnul Prunea, atunci el era conducător la Iași, și m-a luat la Iași. Și atunci ai dat și un gol, nu? Da, atunci am dat un gol. Țin minte că am debutat împotriva lui CFR Cluj. După două minute, după ce am intrat, în 70 ceva parcă, am scos lovitură liberă și a dat gol Andrei Cristea din lovitură liberă. Și după aia, nu. Dar ce simți când dai gol împotriva echipei? Când dai gol împotriva Stelei? Da. Care ții de da, copil. Practic, cum eram eu în acea perioadă, n-aș fi și mai mic, aveam emoții. Cu o seară înainte, țin minte că mă gândeam, bă, joc împotriva unei echipe foarte mari. Mă gândeam ce să fac, cum să țin jucătorii, sunt jucători foarte buni. Nici nu prea am putut să dorm, ți-am zis. Dar ai putut să dormi după ce ai aflat că te vrea FCSB? Și că da, m-am simțit foarte bine. Țin minte că eram la un grătar cu echipa, sărbătoream, când am plecat de la Iași, eram pe locul 1 sau 2, nu mai știu exact, cu domnul Teja. Și domnul Teja mi zise cu câteva meciuri înainte că vezi că m-a întrebat la Gigi de tine și ce mi-a mai zis el acolo. După aia țin minte că sărbătoream o victorie, eram la un grătar cu echipa și m-a sunat doamna Ana Maria Prodan, care la momentul respectiv era impresarul meu. Și mi-a zis că vezi că te sună Nea Gigi, vrea să vorbească cu tine. A zis ok. Și când m-a sunat Nea Gigi, adică era clar, n-aveam numărul, m-a sunat, am răspuns. Da, la momentul respectiv nici nu știam ce să zic, nu-mi venea să cred. Și mi-a zis atunci, bă, te vreau, îmi place foarte mult de tine, te iert pentru greșelile pe care le-ai făcut în trecut, eu te-am vrut de mai demult, dar nu vrut vestiarul să te accepte. Și consider că orice om merită o șansă și merită să fie iertat în viață. Și te-ai urcat în avion? Și m-am urcat în avion, m-au sunat cei de la club de la Iași și mi-au zis ca să vin să semnez. M-am urcat în avion și atunci țin minte că le-am reproșat chestia
când am jucat mai mult în perioada cu Flaviu Stoican la Iași, din anumite motive pe care nu țin neapărat să le reamintesc. Și le-am zis că dacă jucam mai mult, acum probabil eram cel mai scump transfer al Iașului. Dar așa, și atunci președintele respectiv mi-a dat dreptate. Eu zic că da, trebuia să te ascultăm, pentru că eu când nu jucam, tot timpul mă duceam la președinte și ziceam că bă, eu vreau să plec. Pentru că nu joc, vreau să plec. Nu mă interesează bani, nu mă interesează nimic. I-am zis că pentru mine e important la vârsta asta să joc, pentru că doar prin jocuri pot să cresc ca și jucător. Bă, Panții, ești copilul Iașului, nu putem să te dăm afară, nu putem să te lăsăm chiar așa, că pe un antrenor îl țin în viață rezultatele. Și am zis, ok, dar eu nu joc, ce fac? Pentru mine e important să joc. Că dacă mai așteaptă, că vedem ce se întâmplă sezonul. Și am așteptat, a venit domnul Teja, am făcut un cantonament foarte bun în Turcia, m-am pregătit foarte bine, țin minte că am fost și capitan în amicali. Și a vorbit foarte mult cu mine domnul Teja, m-a pus pe picioare, să zic așa, și îi mulțumesc pe această cale, chiar tot timpul am vorbit cu el și de câte ori am avut ocazia, am vorbit cu dumnealui. Dar cum e să vină un moldovean, că, cum ai spus tu, un băiat cu simplu de la țară să ajungă aici, într-o bază, cu terenuri, cu de toate? Da, e ceva de nedescris, de la condițiile de la Iași, care practic nu erau ca aici și nu cred că este vreundeva ca aici. E ceva foarte plăcut să știi că ai ajuns la nivelul ăsta și ai așa o satisfacție să știi cât ai muncit ca să ajungi până aici.